Acest rege a construit această Dagoba. What is the name of the king? Dutugamunu. 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 And Dutugamunu of the mother over there. Right side. Și mai că sunt în stânga. Vihara Mahadevi. Vihar Mahadevi. Vihara Mahadevi. The mom. Flowers. Flowers, no? The carrots are fine. Big roll, eh? And roll. People come in, then they give little bit, like this. Yeah, that is good luck for good you. Luck. Yeah, good luck. Wicks, like a wicks. Blessing. Se cântea... Binecuvântare, si? Blessing. Roll. Wow. Other people come, they will do it like this, they give. Make a round. Clean in, then they put it there with the cloth like this. Yeah. Right in, then they put the oil, coconut lamp everywhere. Now they start the oil. Quickly they have to do about another 1 hour. And then they have to put it the cloth also, no? Fitilul. Fitilul, da. Să pună și fitilul. Mamă, stau și muncesc cu o grămadă de oameni și pun o grămadă de ulei de coconat. După care trebuie să se întoarcă părând să pună fitilul în fiecare... They are going to fire lamp, not one by one, together one. Ah. Like the two side, one. Then it's winter come, no burn. Firing. Yeah. Look, they do the set. Asta era restaurantul pe vremuri, unde veneau și mâncau studenții. Orezul. Orezul. Și în dreapta undeva este un fazan. Ah, ok. Primul călugărul mânca, după aia regina și regele și după aia studenții. Sunt puțin la locul de meditare. Meditation. Și în față se află cel mai vechi spital ayurvedic. This hospital have 2000 years, no? 1800 years. 1800? 1800 de ani din anul 200. Yes, yes. The oldest one. Aici they put the body? First they put the medicine. The medicine and then the body? The body. Not body, just man. Just man? Yeah. Ah, just shower? Not shower. No shower. Without cloth? Without. Inside. With the medicine come in body. Ah, ok. Spitalul ayurvedic. Puneau întâi plantuțele și după care te băgai înăuntru și plantuțele te vindecau. One week they try to get.
Every day. Yeah, check in and everything. Then no good, change medicine again. Uh-huh. Ah, okay. And vedeau here, dacă după o săptămână nu merge bine, îți schimbau plantuțele. Here one hospital, over there hospital another. Era locul de verificare unde dormeai și după te duceai în partea dreaptă la baia cu plantuțe, ca să aici, te vindeci. Aici te verificau după. Ți-ai revenit? Nu. Nu, bagă-l încă o dată. Alte plantuțe. Aduc ulei de cocos și ulei de... Și plantuțe, uite câte ofrande, toată lumea. Toată lumea cu ofrande, punguțe. Coconut oil. A, da, sunt alea care se închid. How is it called? Vimosa. Vimosa. Da. Medicina din Sri Lanka. Wow, Vimosa. And ancient time, madam, the stone, these are the stones, how they cut it and make it. No machine. No machine? Yeah. They put single medicine under the stone. Medicine. Yeah. Then the stone is like a rubber. Like a rubber. Oh, okay. Then they put cut it everything. After finish, they put water. Again, strong. Deci înainte, pentru că nu exista ciment, cum credeți că se construiau aceste dagobe? Se amestecau multe plantuțe până deveneau la fel ca cauciucul. Se punea apă și astfel se făcea construcție. Secretele, plantele. Intrăm în palat. E intrarea principală. Come on, sir. Down. Ah, so good. This is the half moon stone. We call it the half moon. Jumătate de lună. Our life is our Buddha explaining. We have to go to the Nirvana. We have to learn these things. Then we have come to the last place, the lotus flower. Lotus flower come from in the water, clean one. That's the, we have to go to the Nirvana. Why Lord Buddha born time, they put the feet under the ground, 7 feet, 7 lotus flowers. Buddha going like this, with the 7 lotus flowers come up. That's why the, our Buddhism sign is the 7. 7? Yeah, number 7. Then we have started the first one, the fire. Fire. Why now also too hot, no? Yeah. We are living like a hot and we have to do hard work. Fire band. Second is the animals. You can see the elephant, horse, lion and the cow. Again, same things. Okay. Elephant is, represent is that we are born. Understand? We are born with the mama. Yeah. Mama is come children. Yeah. Elephants. Elephant. Horse. Is the baby. Okay. Naștem. Când naștem elefantul cu trompa sus, după aia urmează... Urmează calul când suntem copii, leu când suntem în puternici, puterea vârstei și vacă când murim. După care urmează reîncarnarea. Elefantul cu trompa jos, calul capul mai jos, leu și vaca. Și începe ciclul. Și începe ciclu. Și prima parte a fost focul, the fire, the first part. First fire, hot and hard work. Yeah, pentru că muncim, pe pământ trebuie să ducem o luptă puternică. Ca să muncim și să then, supraviețuim. Four animals, four reapers. Then the third one, flower vine.
like this. That's we call it lust and craving and greediness. You got to see the small dagoba, that's a relic from Buddha. După cum se vede, acest pop din fața noastră bate vântul și dansează, dar noi nu vedem vântul. Așa e și atunci când murim. Ha, cum ar veni? Ne-a spus Sisi, îți dai duhul și cum ar veni, suflarea ta se duce, dar nu știu unde se duce. Dacă ai făcut lucruri bune, se duce undeva într-un loc bun, dacă ai făcut lucruri rele, într-un loc rău. Și dacă bate vântul mai tare? Și dacă bate vântul mai tare, nu știu, putem să-l întrebăm. Tot fel de credințe, dai seama. Acesta este cel mai vechi pom din Sri Lanka. Body tree. Body of the Buddha meditation behind the tree. Body tree. A fost pus acum 2550 de ani și a fost pus într-un coș de aur. Plantat tocmai din acest. De-aia s-a făcut așa mic, că nu a putut să se spargă. A meditat cu femeile dansând pe lângă el și odată a fost în junglă și a început mare ploaie și în spatele lui a apărut o mare cobra care îl proteja de ploaie. Acolo este Buddha cu cobra în spate. În față, în stânga, câțiva discipoli care iau învățători de la călugări. Și o librărie în față. Și cu semnul budist în față. Am făcut-o și pe asta. La ce obositor, a? Foarte obositor, e mult de mers pe jos. E foarte cald, plus că trebuie să mergi de scurt. E cel mai bine de venit seara, după ora 5 sau după ora 6. Asta e ora perfectă. Nu știm unde mergem. Nu știm unde mergem, mi-a zis omul meu, i-a dat de niște bănuți și vă duce undeva. Să mâncați. Am vorbit cu oamenii să deja să ne facă ceva fără spicy. Și ne-am luat de pești, cartofi, orez cu legume. Dar bineînțeles nu s-au putut abține. Aha! 300.